Mă adresez dumneavoastră, domnule președinte, inclusiv și a domnului prim-ministru, pentru că în ultima vreme au loc niște chestiuni foarte dubioase. Mai mult ca atâta, cunoașteți că au fost falsificate semnăturile președintelui Comisiei Securitate Națională, a fost falsificat semnătura domnului deputat Cimbriciuc și în ultimul timp, ultimul caz care a ajuns la dumneavoastră pe masă de acordarea gradului de general, falsificarea semnăturii ministrului de interne. Reiterând cele expuse, eu vreau să mă adresez tuturor deputaților și inclusiv dumneavoastră. A venit timpul și cu părere de rău îi solicit și domnului prim-ministru de a executa hotărârea Parlamentului, remanieri de cadre. Inclusiv nu trebuie să ne oprim la procurorul general și alții. Noi trebuie să ajungem și la ministrul de interne, și la ministrul transporturilor, și la ministrul tehnologiei informaționale, inclusiv la toți miniștrii care nu-și fac meseria la nivelul cuvenit. Vă mulțumesc!